dați cu păcul mare, n-ai auzit ce zice? Vorbește între ei. Păi da, dacă vă duceți... Dacă vă duceți... Păi păsăcele, pe dincolo. Dacă vă duceți mâine de dimineață, n-aveți probleme. Dacă mă duc de dimineață, plec la 6, dacă o fi. Nu, se poate, poate lucrați mai devreme. Să puteți să vă întoarceți repede. Păi da, aș vrea. Că e... Da, aș vrea și eu să fac treaba asta. Mă duc de dimineață. Să lucrezi, da? Domnul Vrantei Comarcă. La așa RST. Ia că am uitat să-i zic lui ăsta dacă de benzină, dacă n-are benzină. Că se formă să nu cumva să zică că n-a făcut treabă, că n-a avut benzină. Domnul nu știu, n-a s-a apucat. Bă, vezi că zice că e benzină la, dacă n-ai benzină. E benzina la vestiar sus. Și ulei, știți unde? Nu, unde le-ați lăsat? Da, dar trebuie să tundeți, să tăiați și ăștia. Să ajungă la stâlp. Ca să urce sus la stâlp acolo. El are, dacă intră, are care stau stâlpul, dar stai până lângă stâlp. Da, tăiați în jurul stâlpului copăceii. Păi și am găsit unul mort, îl caută pe ăla, l-am găsit pe fractul. Era mort acolo unde băgam eu mașina, aveam ăla în gât. Și îl caută pe ăla, de-aia stă pe acolo. E pui ăsta, nu e bătrân. Thank you.
ăștia dacă să face, să vorbesc, să facă factură pe ISP, nu? La ce? La service, la mașină, dacă e. La care, mă? La Ford, să facă ISP. A, da, 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 da. Ai datele lor? A, au ei în baza de date. Oare e acolo? Da. Era de dimineață unul parcat aici, era să-l iau, noroc că-și pusese vesta. Colț. Să facem stânga.